Hello, sănătate! Bine v-am regăsit! Astăzi vom vorbi despre sănătatea și frumusețea pielii cu doamna dr. Iulia Panțuru, medic dermatolog. Mă bucur să te revăd, Iulia! Și eu mă bucur mult! Iulia, chiar dacă anii trec, vrem ca fața noastră să fie sănătoasă, frumoasă. Hai să vedem care sunt factorii care pot agresa pielea. Procesul de îmbătrânire este un proces fiziologic și ar fi bine să îl acceptăm și să-l iubim așa cum este. Bineînțeles că ne dorim cu toții să arătăm cât mai bine, cât mai mult timp, astfel încât într-adevăr e important să știm ceea ce agravează, ceea ce accentuează îmbătrânirea genetică cu care practic ne naștem. Acești factori îi denumim expozom sau totalitatea factorilor la care ne supunem și ne expunem în fiecare zi și care pot influența calitatea pielii. Printre acești factori sunt dieta dezechilibrată, săracă în fructe și legume, lipsa de somn, sedentarismul, expunerea excesivă la poluanți, la variații mari de temperatură și, în ultimul rând, expunerea la soare. Iulia, dintre toți acești factori enumerați de tine, care ar fi cel mai agresiv pentru piele? De departe, cel mai important factor când vorbim de agresivitate asupra pielii este soarele. Este responsabil de peste 80% din semnele de îmbătrânire cutanată, duce la deshidratare, la un aspect tern neuniform al pielii, la o piele aspră, care nu are un aspect luminos, este responsabil de apariția petelor pigmentare, a ridurilor, a pierderii de colagen și elastină, deci a laxității cutanate. Deci cumva de o îmbătrânire a pielii, nu? O îmbătrânire accentuată față de ceea ce suntem noi programați genetic să trăim. Cum putem preveni sau atenua apariția acestor efecte nocive în urma expunerii la soare? În primul rând să ne protejăm de soare, fie mecanic, adică purtând o pălărie sau alegând pur și simplu să ne plimbăm pe partea umbroasă a străzii, până la folosirea de produse de fotoprotecție special destinate tipului nostru de ten, produse de fotoprotecție pe care ar trebui să le aplicăm în fiecare zi a anului, indiferent de anotimp. Deci chiar și atunci când afară este înnorat? Norii filtrează doar 40-60% din cantitatea de radiații ultraviolete, astfel încât petele pigmentare pot apărea și iarna, pot apărea și atunci când este înnorat. Cred că este important, Iulia, să vorbim acum despre rutina zilnică. Ce ar trebui să facem pentru fața noastră, pentru tenul nostru zilnic? În primul rând, ar trebui să fim perseverente. Asta este secretul. Nu există ingrediente magice. Bineînțeles că avem multe ingrediente active extrem de eficiente care să ne ajute să prevenim îmbătrânirea, însă dacă nu avem un ritual corect și complet și perseverent și foarte atent efectuat, aceste nu ingrediente active eficiente. Nu prea cum să acționeze. Exact. Deci trebuie să fim constante, consecvente în fiecare zi, să urmăm acest ritual despre care exact. Tu ne vei vorbi. Care la început poate părea complicat, dar în momentul în care intră așa în flow, să spun așa, devine ceva foarte simplu. Primul pas ar fi curățarea, care, bineînțeles, pe lângă un produs de demachiere, putem să folosim și un produs de curățare, fie o soluție micelară, fie un lapte demachiant dacă tenul nostru este uscat, respectiv geluri de curățare dacă tenul este gras. A doua etapă ar fi cea de aplicare a ingredientelor active, a serumurilor, fiolelor cu diverse produse anti-aging, căci despre asta vorbim acum, care le să iubesc conțină... deja, după o anumită vârstă devii dependentă de ele. Da, și care să conțină acid hialuronic, peptide, vitamina C, acid glicolic, în funcție de nevoile noastre. Deci în funcție de vârstă și de tenul pe care îl avem? Categoric, urmată de etapa de hidratare, deci o cremă de hidratare mai unctuoasă de la o anumită vârstă încolo sau mai puțin grasă dacă vorbim de vară, când poate încărca excesiv tenul. Respectiv, a patra etapă, al patrulea pas, este fotoprotecția care se impune să fie făcută în fiecare zi. Să ne înveți, Iulia, cum ne alegem aceste produse pentru rutina zilnică. Sunt, de exemplu, creme de zi cu factor de protecție, fond de ten cu factor de protecție. Cum știm care ar fi varianta cea mai bună, cea mai potrivită pentru noi?
În primul rând, este important să ne cunoaștem foarte bine, să știm ce tip de ten avem și să alegem produsele în funcție de tipul de ten, în funcție de etapa de vârstă la care ne aflăm și încărcătura noastră hormonală, de ce nu. Aș zice că cel mai ușor ar fi în colaborare cu un medic dermatolog, ca după aceea noi să știm ulterior ce să alegem pentru noi. Există într-adevăr produse creme anti-aging cu factor de protecție, însă este important de știut că dacă avem pete pigmentare, de exemplu, la nivelul tenului sau diverse probleme, atunci factorul de protecție se reaplică din două în două ore, în special vara, dacă stăm afară. Iulia, îți mulțumesc pentru sfaturi foarte utile. Le reținem, dar nu este suficient să le reținem, trebuie să le și aplicăm. Îți mulțumesc din suflet și te aștept să mai povestim. Cu mare drag, mulțumesc și eu. Mulțumesc din suflet și eu. Rămâi cu noi la Hello Sănătate pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm. Profită de vară, rămâneți frumoși, sănătoși și voioși. Pe curând!